Și acum un subiect care mă interesează extrem de mult. Ce să mai... Mă macină! Am cearcănele. Am cearcănele? Nu, ești ok. Cearcănele sunt semnul oboselii. Eu aș spune totul că pot fi și moștenite. Poți să le ascunzi însă cu fard sau poți să treci pragul medicului estetician pentru o intervenție radicală. Sunt moștenite, rămâne așa. Da, la mine sunt moștenite. E timpul pentru Sănătate cu Stil, prezentată de colega noastră, Luciana Indre. Până dimineața, puse de obicei pe seama oboselii, cu timpul cearcănele se accentuează și pot deveni de-a dreptul inestetice. Un machiaj reușit sau o compresă cu apă rece nu fac decât să ascundă problema, dar esteticienii au soluții pe termen lung. Acidul hialuronic sau tehnicile laser pot fi utilizate pentru a regenera periodic părțile afectate din jurul ochilor. Uneori sunt o trăsătură de familie, dar de cele mai multe ori cearcănele reflectă un stil de viață haotic în care oboseala, insomniile și stresul sunt la ordinea zilei. Neglijate, acestea se accentuează și ajung să modifice fizionomia. Cearcănele înseamnă acel aspect îmbătrânit, acel aspect cu lipsă de volum în jurul ochilor sau o hiperpigmentare dată de diversi factori. Cauzele pot fi multiple. Într-adevăr, unele persoane moștenesc de la părinți aceste cearcăne pentru că au o piele subțire prin care se vede prin transparența ei, se văd vasele de sânge. Alte persoane capătă aceste cearcăne de-a lungul timpului. Prin îmbătrânire, pielea se subțiază, se formează riduri, își pierde din fermitate. Cearcănele pot fi ascunse sub un machiaj reușit, dar nu pentru mult timp. În schimb, injecțiile cu acid hialuronic pot compensa lipsa de volum din jurul ochilor, iar efectul este de durată. Este o substanță naturală, biodegradabilă, care se găsește în toate țesuturile noastre și are rolul de a reține apa în țesuturi, de a le hidrata și de a umple. Această procedură este simplă, rapidă, fără timp de recuperare. Se folosește un ac special ca să evităm traumatizarea și apariția vânătăilor și se face de obicei o dată la câteva luni până la un an. În cazul în care e nevoie și de o depigmentare, sunt indicate procedurile cu laser sau terapiile vampir. Pentru cearcănele pigmentate, putem să folosim lasere speciale care ajută la eliminarea pigmentului în exces sau la eliminarea vaselor care se văd prin transparența pielii. Pentru lipsa de fermitate, pentru ridurile din jurul ochilor, există proceduri minim invazive care ajută la creșterea fermității și elasticității pielii și la sinteza de colagen, cum sunt mezoterapia, terapiile vampir, care stimulează refacerea pielii, o hrănesc și o hidratează. Aceste proceduri, la fel, nu sunt dureroase, nu au timp de recuperare. Atenție! Cearcănele pot apărea și ca semn al unor probleme de sănătate asociate stilului de viață nepotrivit. De aceea, grija la alimentație, odihnă și hidratare trebuie să însoțească orice tip de tratament.